Sala Centrului Multicultural Poesis din satul Mare a găzduit un concert extraordinar. Marca Mircea Rusu. Marți de la ora 19, locația a fost arhiplină, aici fiind vorba nu doar despre spectatori din municipiul satul Mare, ci și despre iubitori ai muzicii sale, sosiți din toate colțurile județului. Mircea Rusu nu este doar un trubadur înzestrat. El încearcă să confere creațiilor sale o dimensiune hieratică, chiar și taumaturgică. Mircea Rusu ne transmite prin portretele prietenilor săi că omul nu este doar un simplu biped, dar ca să se ridice în picioare, el trebuie să-și vertebreze sufletul cu tăria de cremene pe care doar cultura i-o poate da. Să ne bucurăm așadar de această seară. Mircea Rusu ne ia în gazdă în casa lui luminoasă, a devenirii sufletului său prin cânt și cuvânt. Pentru că nu e așa. Duhul, ca o ploaie, ne poate spăla și înviteca. Dar a croit Dumnezeu cărare bună să ne cunoaștem. Și să ne recunoaștem, mi-aș permite să adaug, în esența acestui artist, care ne iubește atât de mult cum noi toți la un loc. Nu l-am putea iubi vreodată. Mircea Rusu și atât. După cior, da, cior a avut, da, hai, măi, dorme, hai. I-o lăsat, i-o părăsit, da, hai, măi, dorme, hai. Seara a fost cu siguranță una memorabilă. Fiecare spectator a fost cuprins de emoția transmisă de binecunoscutul artist. Prin intermediul versurilor, autenticitatea actului muzical, precum și prin atmosfera creată. După încheierea concertului, Mircea Rusu a profitat de prezența publicului care îl iubește și îl îndrăgește pentru a prezenta cartea sa de confesiuni, intitulată Lumea din mine. Peste vremea ce ne apasă, peste ani lungi și grei, norii ducă-se pe vânt. Dacă stau acum la masă și petrec cu toți ai mei, noi Guvernul a aprobat ajutor de stat pentru transportatorii rutieri de mărfuri și persoane. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului, Dan Cărbunaru, ajutorul de stat are un buget total de 300 de milioane de lei. A fost aprobat memorandumul cu tema încadrarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil generat de conflictul armat din Ucraina în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. Guvernul va acorda un ajutor de stat operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri și transport persoane pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibil. Acest ajutor, care va fi acordat sub formă de grant, are un buget total de 300 de milioane de lei, valoarea fiind de 50 de bani pe fiecare litru de combustibil achiziționat, în limita a 400 de mii de euro pentru fiecare firmă, în total numărul de beneficiari fiind de 3.000 în fiecare an. Schema de ajutor se va aplica până la finele anului 2023 pentru plata efectivă a ajutorului de stat, schema fiind finanțată de bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
Este o măsură care face parte din pachetul despre care vorbeam mai devreme, Sprijin pentru România, lansat în urmă cu o lună de prim-ministru Nicolae Ciucă, alături de liderii coaliției, și un pachet în valoare de 17,3 miliarde de lei, dintre care 60% sunt direcționate în favoarea susținerii economiei. Lupte crâncene în Ucraina. În a 77-a zi de război, de la începutul războiului în Ucraina, au fost uciși 3300 de civili, însă numărul real al victimelor este mult mai mare, crede unul. Ministerul Sănătății din Ucraina a anunțat că rușii au distrus complet 101 de spitale, iar șefa comunității de informații din SUA, Avril Haines, spune că Vladimir Putin ar putea vedea perspectiva înfrângerii în Ucraina ca pe o amenințare pentru regimul său și asta l-ar putea împinge să folosească arma nucleară. Autoritățile proruse din Kherson vor să ceară anexarea regiunii la Rusia. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, nu vede o perspectivă privind încetarea focului între Rusia și Ucraina în viitorul apropiat, relatează Reuters și EFE. Acest război nu va dura la nesfârșit, va veni o vreme când negocieri de pace vor avea loc, a declarat Guterres într-o conferință de presă comună cu președintele Austriei, Alexander van der Bellen, la Viena. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky susține că războiul cu Rusia ar fi fost prevenit dacă țara sa ar fi fost membru NATO înainte de începutul invaziei ruse. De asemenea, el a subliniat că dorința Ucrainei de a negocia cu Rusia dispare cu fiecare nou Bucea. Cu fiecare nou Bucea, cu fiecare nou Mariupol, cu fiecare nou oraș în care sunt zeci de morți, cazuri de viol, cu fiecare nouă atrocitate, dispare dorința și posibilitatea de a negocia, precum și posibilitatea de a rezolva această problemă într-o manieră diplomatică, a mai spus președintele ucrainian. Protopopiatul greco-catolic Satu Mare invită doritorii să treacă pragul Catedralei Sfinții Arhanghel, Mihai și Gavril. De data aceasta nu este vorba de un eveniment religios, ci de o expoziție inedită. Sâmbătă, 14 mai, Catedrala este deschisă de Noaptea Muzeelor. Este primul an în care Catedrala intră în circuitul muzeal. Despre eveniment și despre exponatele ce pot fi văzute, am stat de vorbă cu preotul Eduard Fischer. Hristos a înviat, doresc să salut pe toți telespectatorii postului Informația TV și doresc pe această cale, înainte de toate, să mulțumesc tuturor acelor care contribuie la mediatizarea unui eveniment foarte important pentru noi, sătmărenii la modul general, dar în mod particular pentru noi, credincioși și greco-catolici de aici din Satul Mare. Noaptea Muzeilor este o organizare care are originile în Franța, a venit din inițiativa Ministerului Culturii francez în urmă cu câțiva ani, care are menirea de a scoate în evidență, într-o seară, într-o noapte tipic denumită Noaptea Muzeilor, toate acele elemente muzeale, arhitecturale, expoziții de diverse tipuri și, sigur, evenimente care se pot lega de aceste organizări, tocmai pentru a pune în valoare niște lucruri care, într-o manieră obișnuită, poate în viață de zi cu zi trec neobservate. Și aici, în mod special, vreau să invit pe toată lumea care dorește să participe la acest tur de vizitare, să viziteze biserica noastră, pentru că, dincolo de monumentalitatea edificiului pe care îl avem, posedăm o adevărată colecție de obiecte bisericești, atât proprii ale noastre, cât și aduse din bisericile mai vechi de pe cuprinsul protopopiatului de Satu Mare. Doresc să invit nu doar pe Satu Mare, doresc să invit și pe cei din localitățile învecinate care pot să-și petreacă această sâmbătă după amiază care va urma în Satu Mare, dar doresc să-l invit și pe aceia care se află, cum spuneam, și în județele învecinate, pe cei din Maramureș, pe cei din Sălaj, din Bihor. Vizitatorii sunt așteptați între orele 18-22, interval în care vor putea vizita expoziția organizată cu acest prilej. Vom avea o expunere pe spațiile publice ale bisericii, cu cărți liturgice, obiecte liturgice, obiecte de patrimoniu liturgic, și stăm la dispoziția tuturor acelora care doresc să afle informații și alte precizări legate de exponate. Printre exponatele pe care le-am pregătit sunt mai multe cărți liturgice. Sigur, fiecare dintre ele, având valoare patrimonială, sunt tipărituri de cel puțin un secol vechime. Avem de asemenea vase liturgice, potire, care se folosesc la celebrarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, sau alte obiecte de cult care sunt anexe celebrărilor liturgice și se folosesc în cult. În ultimul rând, dorim să expunem și câteva documente, respectiv fotografii, în limitele posibilităților de a le putea procura, împrumuta, pune la dispoziție, și doresc pe această cale să devină o inițiativă și
oarecum o provocare pentru cei care ne vor putea sprijini pe viitor prin aducerea la aceste expoziții organizate de acum înainte an de an la Noaptea Muzeilor și altor exponate sau elemente de tezauri bisericesc, chiar din colecțiile personale. Programul Rabla pentru electrocasnice va începe la mijlocul lunii iunie, el având reguli noi. În primul rând, televizoarele au fost scoase de pe lista achizițiilor, iar în al doilea rând, tichetele trebuie folosite în cel mult 7 zile. În caz contrar, beneficiarii pierd dreptul de a participa la următoarea sesiune. Prima ediție din acest an a programului Rabla pentru electrocasnice începe pe 17 iunie, cu o perioadă de înscriere pentru cei care nu dețin un cont. Ulterior, prima etapă e programată pe 26 iunie, a doua pe 1 iulie, iar a treia pe 8 iulie. În prima etapă vor putea fi cumpărate mașini de spălat rufe și vase, dar și frigidere. În cea de-a doua etapă, laptopuri și tabletă. Etapa a treia este rezervată aparatelor de aer condiționat, uscătoarelor de rufe și aspiratoarelor. Din program a fost exclusă așadar achiziția de televizoare. Față de anul trecut, voucherele vor fi valabile 7 zile în loc de 15, iar cine nu folosește tichetul nu mai poate participa la următoarea sesiune. Valoarea voucherelor a rămas între 200 și 500 de lei, în funcție de produs. Anul acesta sunt disponibile 100 de milioane de lei, cu 25 de milioane mai mult față de ediția precedentă. Vor fi două sesiuni, iunie-iulie și noiembrie-decembrie. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat duminică 8 mai 2022 la Mănăstirea Iehud din Maramureșul Voievodal, unde a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu ocazia hramului. În cuvântul de învățătură rostit în fața credincioșilor prezenți, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a subliniat importanța sărbătoririi din duminica a treia după Sfintele Paști, numită a Milosnosițelor. Această vatră de mănăstire este una cu totul și cu totul deosebită. Este o mănăstire care a fost înălțată de către credincioșii din parohia Iehud, în frunte cu păstorul lor sufletesc, părintele Alexandru Briciu, împreună cu familia, având binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Justinian al Maramureșului și Sătmarului și a preasfințitului părinte Justin. Astăzi, mănăstirea Iehud, care are două hramuri, hramul istoric, hramul mare, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile Grigore și Ioan, prăznuind pe data de 30 ianuarie și Duminica Femeilor Milosnosițe, prăznuită în această sfântă zi, este una dintre frumoasele mănăstiri care sunt cuprinse în arealul duhovnicesc și administrativ al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și este condusă de către Maica Stareță Mihaela, care are multă experiență duhovnicească și administrativă. Rugăm pe Dumnezeu să-i ajute Maicii Starețe, împreună cu soborul, ostenitorii, ctitorii și pe toți care iubesc podoaba casei lui Dumnezeu, să-i binecuvinteze cu har și dar, iar tuturor femeilor să le trimită Dumnezeu har și binecuvântare și să fie mereu sub acoperământul Maicii Domnului, având-o pe Maica Domnului drept model de rugăciune, de frumusețe duhovnicească, de blândețe și de dăruire. La final, părintele Popilie a mulțumit preasfinției sale pentru prezență, slujire și binecuvântare și în semn de mulțumire și prețuire a dăruit ierarhului din partea obștii monahale și a Maicii Starețe Mihaela o icoană cu chipul Maicii Domnului și un coș cu flori. Duminică 8 mai la Carei, în parcul dendrologic, zona din fața fostelor adoposturi ale cailor, au parcat pentru câteva ore zeci, sute, poate chiar mii de cai putere, dacă luăm în seamă numărul mare de participanți, dar sub ochii atenți ai privitorilor de cele mai diverse vârste. Așa cum se știe, Retromobil Club România are filială și la Satu Mare, alături de alte județe din țară.
respectând oarecum tradiția, duminică 8 mai, pe o vreme deosebit de frumoasă, numeroși membri ai acestui club din județe precum Satu Mare, Bihor, Sălaș și Cluj și-au dat întâlnirea, așa cum anticipam, la Carei, în cadrul unei expoziții de automobile de epocă, în cadrul Paradei Primăverii. Acest festival automobilistic, așa cum probabil vă amintiți, a fost precedat pe 18 aprilie, tot la Carei, de o paradă a mașinilor de epocă, eveniment la care a participat și delegația clubului Drum Bun de la Satu Mare. Retroparada Primăverii s-a desfășurat concomitent în 24 de orașe din țară. Cu cât vârsta e mai înaintată, mașinile devin vedete oriunde s-ar afla. Atent înlustruite și întreținute de stăpânilor, mașinile de epocă au adunat în jurul lor o mulțime de curioși. Municipiul Satu Mare se pregătește să găzduiască două concursuri internaționale de judo. Unul este dedicat tinerilor sportivi, iar celălalt veteranilor. Totul se va desfășura sâmbătă și duminică, 14-15 mai, în sala LPS Ecaterina Bot. Cupa Satu Mare va reuni sute de sportivi din România, Ucraina, Ungaria, Serbia, Slovacia și Polonia. Antrenorul Otila Pelz ne-a transmis că până miercuri s-au înscris 450 de judoka, un număr impresionant, dar vin așa mulți pentru că vor fi și multe categorii de vârstă. U12, U14, U16, U18, 21, 23. Vor fi mulți sportivi pentru că avem mai multe categorii de vârstă. De la CS Judo Master Satu Mare vor fi 44 de sportivi, alte câteva zeci de la Marian Halas și nu numai. Sperăm să decurgă totul cum trebuie pe cele patru suprafețe de luptă. Deschiderea o vom face sâmbătă de la ora 9:50, iar la început vor fi demonstrații de judo din partea copiilor cu nevoi speciale pe care i-am la club. Totodată la Satu Mare va fi și Ashley Gonzalez. Este un judoka cubanez medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din anul 2012 și campion mondial la ediția din anul 2013. Vor fi și patru cubanezi de la Clubul Rapid București, la care mai adăugăm și partea de la CS Judo Masters, ne-a declarat Otila Pelz, principalul organizator. Apoi, duminică, se va desfășura tradiționalul concurs de veterani pe care îl organizează CS Judo Master. Banca Națională a României a cotat un euro la 4,94 de bani. Dolarul american a fost cotat la 4,68 de bani. Moneda maghiară a fost cotată la 1,30 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții cerul va fi variabil, iar vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei spre 3 grade. În depresiunile intramontane, izolat se va forma ceață. În timpul zilei, vremea va fi predominant frumoasă și va deveni deosebit de caldă pentru a doua decadă a lunii mai. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 22 și 30 de grade. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări spre seară, în nordul extrem al țării. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări pe litoral, în nordul Crișanei și al Moldovei, precum și în zona înaltă a Carpaților Orientali. În județul Satu Mare, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros în partea a doua nopții, când izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade. În județul Maramureș, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros în partea a doua nopții, când izolat vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. În județul Sălaj, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros în partea a doua nopții. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade. În județul Cluj, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros în partea a doua nopții. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade, iar cele minime între 12 și 15 grade Celsius.